posibilității realiste. Iată că aminte și iertați, auziți iarăși din nou. Eu am fost foarte bun prieten cu maestru Irinescu de la Hălticeni, marele scurtor, decedat la 100 și ceva de ani. Și m-am dus cu episcopul din Roman acolo la dumnealui, foarte pios, înclinat, știi? Și eu spus, simția voastră, eu cred în Dumnezeu, mă rog în fiecare dimineață, seara, mă împărtășesc. Dar nu vă supărați, Dumnezeu ăsta doar le mai încurcă. Cum mai este? Cum le încurcă? Nu știu, ar trebui să-și mai iei un ajutor, are prea multe pe cap. Dar cum? Și vă facă să credeți asta? Știți ce-a făcut Dumnezeu? Mi-a pierdut actul de naștere. Știți că Irinescu a murit la 104 ani. Și deja au trecut 7 ani când ne-a părăsit. Și spun și eu la fel, în acest loc geometric, unde există ființa umană, Doamna foarte mult are un cult pentru acest bio-sapiens, încă de multe ori se spune sapiens-sapiens, deși noi ar trebui, mă găsesc aici, cum am spus, că zice și Sorescu, singur printre poeți, poeții sunt creatori, să știți că sapiens e și ăla din piață care îți lasă buzunarul gol. O dat dovadă de inteligență, de sapiens. Și se bucură acasă că, uite, nu m-o prins. Dar mai prezut de toate, omul este numai sapiens. Sapiens sunt chiar și viețuitoare mici care știu să se descurce și să asigure supraviețuirea sau continuitatea vieții pe pământ. Că dacă ar fi pământul, că viața ar vrea să tot fie, tot mereu urarea noastră la mulți ani, dar întreabă și pământul, dar tu cât ani mai ai trăit? Că mai stăm cu hirie pe pământ. Și nu contează chiria, contează proprietarul când mai are casa. Și, mă rog, s-ar trebui să se numească omul în perspectivă și se pare că din ce în ce mai mult, mă uit chiar că la grădiniță deja, în loc de tăbriță și creionul din plumb, a apărut calculatorul. Deci iată cum, mă rog, a fost o deosebită ascensiune a speciei umane, care, iarăși iertare, când ne-am plac parantezele, sunt la fel, la un poet prieten cu Costin, care vorbeam noi de Neaurea, și când Sadoveanu, acum eu câțiva ani, maestru Sadoveanu, altele, peste 100 de titluri are Sadoveanu, bravo lui, uite la difundiarul unde stătea. Și Sadoveanu a trebuit să fie ales președintele Adunării Naționale și membru. Și primarul din Pașcalani, care a dat dovadă de o inteligență sănătoasă, analfabetă, dar inteligență și creativitate în același timp, îl prezintă tovarăș și avem în fața noastră pe maestru Sadoveanu, etc., etc., că ascultați la mine. Și au fost nu maestri, dar nici este la să mai fie. Ce bine a surprins el, dinamica, tot așa de bine, țărănește popular, dinamica de care atât de subțiri și atât de jinga și vorbește poeta noastră în volumul respectiv. Și cum spuneam, divinitatea pentru domnia sa este telurică, este o antropomorfizare a cerului. Deși undeva, într-o rugăciune, noi spunem precum în cer, așa și pe pământ, Dumnezeu spune, precum e pe pământ, așa e și în cer. Este să vedem cerul după limba maternă a pământului. Și în poezia Dumnezeu se face multă trimitere la așa ceva. De asemenea, Doamna mai atacă o sensibilă temă, care, cum spune Goethe, dar nu numai el, atâția fost, până cred că și Walter von der Vogelweide a spus-o din ezenghelul lui, și că mișcă și astrele și cerul și totul, care este iubirea. Recent, la prea cunoscutul din noi Cașin din Moldova, unde este o mănăstire, un fost seminarist de-a meu, un fost elev de-a meu, eu am predat la vreo 34 de școli. Așa au fost, vrei, nu vrei, vei vorbi istorie. Și un fost seminarist de-al meu a găsit acolo un călugăr care acum 1000 de ani
a scris un volum despre iubirea în Dumnezeu. Și el, în cinstea acestei apariții, a scos un alt volum, după 1000 de ani, despre iubire. Și volumul cuprinde, într-adevăr, o multitudine de forme a verbului a iubi. Nu e numai love story, cum se chema un film, nu e numai, mă rog, această legătură mișto dintre el și ea, și să fiu și o leacă contemporan, ci ea poate să îmbrace o infinitate de nuanțe. Și această infinitate de nuanțe, Doamna le redă, dar dintre toate are și Dumnezeu preferință pentru ceva. Rog pe soțul Dumnezeu să-și pui ideiști din urechi și îmi spune că domnița preferă foarte mult o iubire care, mă rog, are puțin forma de curba lui Gauss, dacă o latură foarte mică, lasă-l în penumbră acel, mă rog, te voi iubi până la sfârșitul vieții, te voi iubi o veșnicie, ochii, dragi, declarații extraordinare. Numai pe tine te am pe planeta asta, de miliarde de femei, tu ești singura care ești superlativă. Doamna trece peste această prefață și începe cu capitolul 1, care e cu picioarele pe pământ, și termină tot cu picioarele pe pământ, dar cum? Nu cu explozivele de la început, ci cu meditația aici poetică de după. Aș spune că poezia Dumnezeu de iubire este puțin abisală. Iertați că l-am amintesc pe Freud. Are și elemente care te duc cu gândul la viziunea acestui Sigmund Freud, care a surprins zonele abisale din sufletul nostru omenesc. Zone pe care ori nu vrem să le exploatăm sau să le explorăm, adică sunt mai complexe decât gazele de șist, ori fugim de ele că ne deranjează. Și așa că, dar dacă eu știam că e homo sensibilis și nu homo de acolo biologicus. Și Doamna, în poezia de iubire a Dumnezeu, în mod deosebit, este legată de acest, mă rog, să fac o comparație ca să nu mai consum tot lecționarul limbii române, este o trimitere ca și cum iubirea, la început, în poezia Dumnezeu, este un Vezuviu în erupții, iar după câțiva timp, aceeași iubire devine un Mont Blanc care își arată măreția lui la un soare care apune. Așa o pot compara iubirea din poezia Doamnei de lângă noi, prezent azi între noi, deci pentru noi este un moment poetic și apoi un moment social, cultural. În privința, deci am trecut de vreo 70, mai am 30 și termin 100, aș spune și metodologii posedă Doamna, și instrumentații poetică face uz, că fiecare își are formula sa lingvistică. Doamna are un limbaj care te pune pe gânduri, uneori are o complexitate externă de baroc, stilul Dumnezeu, amintește de frumusețea barocului, dar barocul de exterior, nu din interior. De pildă, în arhitectură există măreții exterioare și comoditate interioară, sau invers. Aici lângă noi este o biserică numită Biserica Albă, sau Sfinții Voivozi, care pe afară parcă e un silos. Dacă intri în interior, rămâi uimit de catapetează. Rămâi uimit de pictură, rămâi uimit de toată bogăția aceea care ridică sufletul nostru, nu atât la sensibilitatea a lui, a crede, ci mai ales cum mai poate fi lumea în afară de ceea ce vezi pe stradă. Și se pare că barocul Doamnei este un baroc de exterior, așa, care impresionează prin multitudinea de ornamentații care în afară aduce în fața ta supremul, aduce de acum perfecțiunea, perfecțiunea frumosului. Dumnezeu vorbește despre perfecțiunea frumosului. Măsura în care această vorbire e și să ia perfectă,
Asta este o relativitate, teoria lui Einstein se aplică și în arte. Pentru că, cum zice poetul nostru, și alții o ridică în sus, alții o dezic. Și noi, deci vorbă, aplaudăm sincer această creație inedită și avangardistă. Și în același timp, doamna, poezia dumneavoastră ca tehnologie face apel la cuvinte noi care aduc ineditul. Și spuneam adineaurea, ars aperta a lui Umberto Eco, aduce succesiune care avem și muzicieni în mijlocul nostru, avem și adepți ai cultului Cheia Sol și este o formă muzicală care se numește temă de variațiuni. Așa procedează și doamna. Ca să caracterizeze ceva, dar metaforic, desigur, înșiri vreo 6-7 variante lingvistice ale aceluia și rădășini. Deci o temă cu variațiuni de rădășirea unui cuvânt. Are de asemenea și, mă rog, în același timp, succesiunile acestea aduc aminte parcă de apeductele care au arcade, care au coronate una după alta. Are doamna de asemenea și profunzimi de idei. Poezia trebuie să fie și profundă și trebuie citită de două ori pentru acest lucru și de pe a doua oară, într-adevăr, rămâi pe gânduri. Și să mai amintim că în poezia doamnei găsim de asemenea și folosirea unui limbaj orizontalic, rime interioare. Asta este o realitate. Noi ne-am obișnuit cu rima finală. Doamna evită rima finală, deci și o folosește câteodată, dar mai ales folosește rime interioare, rime orizontale și nu verticale. Este un lucru pentru care iarăși toată admirația noastră. Doamna uneori face apel la inepuizabilul nostru folclor. Și are câteva lucrări în manieră populară, dar cu sensibilitate laică contemporană și în sfârșit poezia populară poate fi în același timp considerată și ca un strămoș al muzicii de jazz. Căci muzica de jazz este spontană și este la adusă la zi. De asemenea, mai putem aminti, în sfârșit am trecut din 98, mai am fiction. Am consumat chiar 101 idei, mai putem aminti la domnița noastră, poetesa noastră, domniță, mai putem aminti că la citind poezia dumneavoastră, vezi parcă un vibrato al viziunilor care le are dumneavoastră, și viziuni filozofice și viziuni vizuale. Și asta mi-aduce aminte de celebra catedrală neterminată, dar nu neterminată ca sinfonia lui Schubert, ci neterminată într-un totul ca autorul Gaudí din Barcelona. A murit în timp ce construia această catedrală și care se numește Sagrada Familia. Un monument și un moment deosebit în arhitectura universală. Așa eu pot compara poezia doamnei. Desigur, doamna noastră, a cui la mod simbolul mare, vis pentru calculator, doamna noastră, din lângă că posede un IQ deosebit, mai văzut de toate, posede un AI, adică AI imagination, are o imaginație care depășește firescul. Asta e și funcția poeziei generală. Am să închei, în sfârșit, sigur. Puteți aplauda înainte. Ați aplaudat în sfârșit, s-o terminați. Și închei zicând că doamna are o poezie în volumul dumneavoastră deosebit, tot o poezie deosebită, te asamin cu un punct de pe un zar. Titlul este mai complex. Și eu aș spune că nu este un punct poezia dumneavoastră de Dumnezeu, ci este o cale lactei de puncte luminoase cu care se pune puncte iurile existențiale ale verbului a fi. Vă mulțumesc! Domnule Ciocan, nu știu alții cum sunt,
Dar m-ați făcut să mă îndrăgostesc ca nu știu câta oară de mine. S-a urcat Adinia. Vă mulțumesc din suflet. Atunci s-a scris un volum de poezie. M-am îndrăgostit de un centenar din Patusalem. Vă mulțumesc din suflet. Câte plăcere, atâta și plăcere. Felicitări. Doamna profesoară. Felicitări și mulțumesc. Vreau să vă spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte legate de acest volum. E greu să vorbesc după patriarhul Octavian Roșcan, este adevărat, dar faptul că momentul de astăzi este unul deosebit, în ce sens, pentru că sala aceasta, Muzeului de Artă, găzduiește astăzi foarte mulți tineri. Lucrul acesta m-a impresionat și, sigur, doamna Chelaru, familia Chelaru, este cel care mi-a făcut această bucurie să mă întâlnesc cu tine, care iubesc muzica, dansul și, categoric, poezia. Aceasta este prima mea, deci, emoție pe care o trăiesc astăzi, dată, categoric implicit, de prezența celor două personalități. Poeta Anca Oprescu, pianistul, compozitorul, dirijorul și așa mai departe, Ionis Silvater, pe care dumneavoastră, mai ales muzica, ați ascultat-o. Ați ascultat-o fără să veniți în contact și ați citit sau ați ajuns la poezie fără să veniți în contact cu volumul prin muzica acestui minunat om, spunem. Pentru că a depășit sfera numai a muzicianului. S-a alăturat poetului, s-a alăturat soției. E un exemplu extraordinar pentru dumneavoastră, mai ales pentru tinerii de astăzi. Referindu-mă la volumul poeziei doamnei Anca Oprescu, e sigur că sunt la sentimentul criticilor, să-i numim așa, să-i numim comentatori, așa, să-i numim critici, sper că nu critici literari, care socotesc că poezia acestui răsărit de soare în Dumnezeu, într-o perioadă atât de frumosoasă și frumusată a poeziei românești, este o poezie asemănătoare, nu asemănătoare, greșit, ieșită, născută din aceeași pasiune a lui Nichita Stănescu. Foarte multe referiri s-au făcut la acest fapt, ori noi știm că Nichita Stănescu a fost reprezentantul poeziei noastre contemporane, nu? Avem un Eminescu pe care îl numea el Conumișul, da? Și pe care îl considera unic, Nichita Stănescu, și avem un Nichita. Dar iată că astăzi avem pe poeta, așa o numesc cu suflet, Anca Oprescu. O să-mi permiteți să vă spun că o cheamă Anca Dionisie. De curând. De curând. Da, vă felicit. Doamne, dar doamne. Acum să vă spun un lucru, nu vă supărați, domnul Dionisie. Doamna Oprescu, doamna Dionisie, va rămâne în literatură. Cu numele de Oprescu. N-avem ce face. N-avem ce face. Așa, eu mă bucur. Mă bucur că ați adăugat și numele un altui om de artă. Am primit viza de intrare în Olimp. Da, da, și zeii v-au vorbit. Așa. Deci, iată că emoțiile noastre sunt categorii justificate. Orașul acesta mic este un oraș al culturii. Și o fac cu tot discernământul. Deci, cu toată certitudinea. Aici, în urma noastră mică, au avut loc foarte multe acte culturale care s-au situat aproape, spun eu, fiindcă noi suntem modesti, aproape... Eu nu. Nu? Atunci am de dragă, domnul Bosan, nu? Deci, ca și celelalte pe plan național. Poate uneori am depășit, nu? Sunteți mulțumit acum. Deci, aici, la Roman, unde toate străzile poartă pașii
unor mari personalități din literatură, din muzică, din pictură și așa mai departe, se nasc astăzi tine, pe care îi văd aici, înlestrați cu har, așa cum spune poeta Anca Oprescu, harul, harul pe care ne-l-a dat Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu, în poezia dar și dar, ne-l dăruiește. Foarte interesant. Un singur vers, dacă luăm și facem această legătură între generații. Și de astăzi, nu? Generația noastră care a fost văduviță de literatură mult timp. Din 48 până aproape în 60 și ceva, totul era zero. Totul era, se valorifica moștenirea literară. Și vă spun cu toată sinceritatea, le spun tinerilor de astăzi, să citească, să cunoască literatura. Noi am citit-o singur. Învățam jumătate din Împărat și Proletar, jumătate din Scrisoarea treia, Goga, Blaga și așa mai departe, nu existau, Goga exista doar prin noi, poezia noi, Corbuc prin noi vrem pământ, și așa mai departe. Deci a fost o perioadă foarte grea de formare, mai târziu, a oamenilor care s-au dedicat literaturii. Dumneavoastră, tinerii, dumneavoastră, toți de astăzi, nu aveți dreptul să vă îndepărtați de poezie, să vă îndepărtați de frumos, să vă zima. De ce spun că, într-adevăr, la baza poeziei, a harului pe care are doamna, nu pot să spun, doamna poeta noastră, așa, a așezat cultura, pentru că elemente se găsesc și în poezia Anca Oprescu, de la mari creatori, de la cuvânt și până la crearea imaginilor. Imagini, de fapt, în toate poeziile, operează cu imaginea artistică. Asta este, imaginea metaforică. Întregul domină. Atunci de-abia înțelegem poezia Anca când ne dă de fapt, așa numesc eu, dacă nu-i bine, nu, nu-i nimic, știți dumneavoastră, fiecare are impresia și concepția sa, totdeauna la o poezie a Anței întâlnim la final un vers în care ne sugerează o explicație. Și este foarte bine. De ce? Poezia fiind abstractă, nu? Deci, de obicei, o poezie abstractă ajunge la un cititor avizat. Ori poeta nu înseamnă că poezia trebuie să ajungă la tine, să înțeleagă. Ba mai mult decât atât, eu o felicit din suflet, pentru că s-a gândit și a dat o poezie drept model tinerilor. Uitați, aici e cheia. Așa am deflegat eu trăirile, așa mi le-am comunicat. Dragii mei, rugămintea mea este, când ajungeți acasă, să spuneți în felul următor. Astăzi, la Muzeul de Artă din Roma, am participat la cel mai bengo eveniment cultural al anului 2013. Pentru că oamenii aceștia n-au fost nici la Baden, nici la Viena, nici la Institutul Cultural Român de la Paris, primiți de Aldo Brescu, nici la Brașov, nici la Sala Palatului, n-au cântat nici cu Tom Jones, nici cu Corea, nici cu Vaya con Dios și poate nici cu cel mai îndrăgit dintre cei mai îndrăgiți, Cotadiți, de unde a învățat domnia sa Walter Multe. Ce aș mai putea eu spune de cei care sunt prieteni cu Dumnezeu? Ce aș mai putea eu vorbi acum
după ce a vorbit domnul profesor Ciobanu, care e prieten cu toată lumea, cum se spune, deci domnia sa nu e prieten, e prieten, spun unii, să știți că eu sunt convins de faptul că domnia sa este prieten și cu Dumnezeu. Ce aș mai putea eu spune când a vorbit doamna profesoară Cecilia Pal? Păi dacă n-aș mai putea spune nimic, atunci aș putea scoate un manuscris mitiper de 5 pagini de nedormirile mele de 5 zile din dragoste de poezie pentru Anca Dionisie. Nici măcar la scală. Și acum o să vorbesc tare, că eu vorbesc tare, că nu pot să țin, n-am decât două mâini. Știți că sunt, nu, lăsa, da, dacă vreți, sunt anumite lucruri care se fac imperfect. Cineva la un moment dat spunea, domne, cum să conduc eu mașina? Păi mașina are trei pedale și am două picioare. Așa și eu acum, știți? De fapt, toată poezia Ancăi este un duș de gânduri și nu o furtună de idei. În cuvântul de bun început al volumului Apă de Ploaie, jurnalistul Gabriel Peneș considera că dacă s-ar fi născut mai la sudul calendarului secolului trecut, Anca Oprescu ar fi fost o minunată iubită pentru Nichita. I-ar fi sorbit cuvintele zmeie, simțindu-se zeie, și i-ar fi întins zâmbitoare ultima cară de bot. Cristian Nichita Stănescu, mare alf, șef al necuvintelor. Să știi că ea, cea care are la început de prenume victorioasa vocală A, cea mai omenească și cea mai absurdă literă, așa cum o defineai, s-a numit între timp și o cheamă Dionisie, e liberă a umbrelor vieți și îi oferă cu necalculată generozitate octave lirice lui Vater. Înzestrată cu litere și har, Anca s-a poziționat omenește în centrul cardinalelor, la Brașov. Foarte bine a lucrat ca un cadru didactic și recunoaște acum că vine din munte și își trăiește propriile poele, după cum mărturisește franc, nepompos și cireșat. Volumul de față, structurat pe două paliere, Lumina cea de toate zilele și Apă de Ploaie, se constituie într-un cerc de forță poetică din jumătăți pereche, livrându-le un alt fel de viziune asupra poeziei religioase. Descoamarea interiorului prin apel la literă, într-o lume hâdă și globalizată, în sincope depresive, de a ajuns să ni se facă lehamite de ea, se metamorfozează în poemele Ancăi, cu fiecare vers, în desprinderi sugestiv-obsedant-meditative de beosul creației.